Slujbă impresionantă susținută de Papa Francisc la Lisabona. Peste 1 milion de credincioși au înfruntat căldura toridă pentru a-l asculta pe suveranul pontif, dar și pentru a lua parte la rugăciunea și slujba de seară care au încheiat Ziua Mondială a Tineretului. Aproximativ 1,5 milioane de credincioși, 10.000 de preoți, 700 de episcopi și 30 de cardinali au fost prezenți la slujba susținută de Papa Francisc la Lisabona, în fața unui altar imens amplasat pe locul unei foste gropi de gunoi. Credincioșii au venit din toate părțile Portugaliei, iar în fața lor, suveranul pontif a preferat să renunțe la discursul pregătit de dinainte și, în schimb, a avut o cuvântare de doar 10 minute în limba sa maternă, despre călătoria împreună și ajutorul reciproc. Temperaturile ridicate i-au forțat însă pe pelerini să se adăpostească sub umbrele improvizate din pânze de plastic legate între coșurile de gunoi pe câmpul altfel expus de pe marginea râului Tagus. Participanții au format cozi lungi pentru a-și umple sticlele de apă de la peste 400 de robinete în jurul terenului. Papa Francisc a oficiat și priveghiul de sâmbătă seara de la Fatima. Împreună cu alți 200.000 de credincioși, Papa Francisc s-a rugat pentru pace în fața unei statui a Fecioarei Maria. Următoarea ediție a Festivalului Tinerilor Catolici se va ține la Seul în 2027, sub patronajul președintelui sud-corean Yoon Suk-yeol.